Chiar dacă poate și ego mai bagă, eu știu ceva, chiar și asta e cu voia divină, care altfel n-ar băga, testează. Testează și vezi. Și pe măsură ce testezi, îți crește încrederea. Maestrii ziceau la un moment dat, încrederea plină de cunoaștere. Adică cunoașterea nu înseamnă deșteptăciune. Am greșit. Plină de înțelegere, nu de cunoaștere. Asta nu înseamnă deșteptăciune. Înțelegerea înseamnă un aspect nu din minte. Mintea doar îl procesează și ți-l transformă în niște cuvinte, în niște imagini. Dar înțelegerea e pur și simplu un aspect pe care îl simți. Simți că aici asta există pentru că există o sursă. Și sursa este ceva puternic care o ține aici. Acel ceva puternic. Se răspândească. Da, exact. Și asta e iubirea. Care ține, inclusiv aici este iubirea, între celulele acestei mese. În tot există iubirea. Alți maestri ziceau că asta este, acest atribut al Dumnezeu, care este iubirea, este cea care vindecă realmente. Care aduce, de fapt, perfecțiunea în corpul umanilor, a oamenilor. A celui care se consideră a fi Alina, ego. Cum se întâmplă vindecarea? Când îl vezi pe Dumnezeu în persoana din fața ta. În toate. Da, deci dacă omul îi... există un procedeu, îi explic imediat ce se întâmplă în spatele acestui aspect. Deci, nu are importanță dacă persoana aia are conștiința sau nu la nivelul spiritului, pentru că este bolnavă, pentru că nu are conștiința la nivelul spiritului. Și atunci nu e relevant acest aspect. Este clar că ea nu l-are acolo. Boala apare numai când ești ego, numai când te-ai rupt de spirit. Atunci apare deteriorarea, apare transmutația. Ei, când îl vezi pe Dumnezeu, eu știu că în fiecare 50 de trilioane de celule avem într-un corp. Plus minus. Fiecare celulă în parte, îl are pe Dumnezeu în ea. Dar fiecare particulă din fiecare celulă, că sunt și particule mai mici, îl are pe Dumnezeu în ea. Deci este sursa, este în centru fiecarei particule. Apoi, la rândul ei, fiecare acea particulă are în interiorul ei, mergând micro, da? Are... La fel, fiecare altă particulă are în nucleu sursa, Dumnezeu. Și acum, mergând la macro, și corpul meu are în mine sursa, Dumnezeu. În centru ființei mele. Ca păpușile matroșca. Exact, ca păpușile matroșca. Dar acum, văzând că în fiecare celulă, în fiecare particulă a celulei, în toate 50 trilioane de celule, există acest nucleu, pare, așa pare că e umplut totul. Că nu numai în centru ființei mele există el, ci în întreaga mea ființă, în tot corpul meu. Și apoi dacă e în corpul meu și inclusiv în neuronii mei, înseamnă că e și în mintea mea. Asta e o chestiune logică, adică o luăm un pas. Și dacă e și în mintea mea, atunci cine sunt eu? Și ajungi la aspectul revelator. Insistând pe gândul ăsta, la un moment dat, cum a făcut Ilie, a insistat pe înțelegere și a ajuns la înțelegere. Deci, cum zicea, ține bocalul sus, ridicat, cu perseverență, până când se umple și se va umple. Pentru că Dumnezeu nu te întârzie să-ți dea răspunsul, nu te întârzie să-ți umple bocalul. Doar ai răbdare. Dacă a întârziat ceva, înseamnă că încă nu ai mulțumit sau încă nu ai cerut sau încă nu ești la momentul la care El își dorește acel lucru. Poate încă mai e ceva de învățat. Poate El încă mai trebuie să experimenteze ceva până la pasul următor. Ai răbdare, perseverează, că vine. Vine ca și cum un magnet atrage pilitura de jur împrejur, din ce în ce mai mult și mai mult și mai mult și după aia din ce în ce mai mult. Adică cumva El umple, îți umple conștiința. Când ți-a umplut conștiința, tu deja îți dai seama că e Dumnezeu. Cum are loc vindecarea? Cum are loc vindecarea? Să zicem, dăm un exemplu că pe tine te doare o mână. Te văd Spiritul Divin în manifestare, iar eu deja știu că acest Dumnezeu... Și cauza este, de fapt, dezidentificarea de suflet. Da, clar. Eu cauza este ruperea. Te-ai separat, ai crezut că ești separat de Dumnezeu. Și acolo au apărut, bineînțeles, o durere. Apare o durere, o boală, și din ce în ce deteriorează deci până ajungi să mori. Medicina aici care vindică, ci e o problemă de identificare cu cine nu exact, trebuie. Exact, da. Identificare cu cine nu trebuie, perfect, da. Și eu știu deja că Dumnezeu este perfecțiune. Pentru mine Dumnezeu este perfecțiune. Și El își manifestă perfecțiunea fără să o gândesc eu care e aia, că mintea mea, că
cât e de limitate, deci am un număr limitat de neuroni, ceea ce înseamnă că inclusiv imaginația mea sau ceea ce pot eu percepe este limitat. Asta înseamnă că nu-i pot percepe puterea adevărată, peste perfecțiunea adevărată. Și atunci îl las pe el să-și manifeste. Eu doar știu că există o perfecțiune, mult peste ceea ce pot eu imagina. Atât trebuie să știu. Și te văd și știu că în fiecare particulă, în fiecare celulă a corpului tău, tu ești plin de Spiritul Divin. Și atâta timp cât îți văd celulele compactate într-un corp, păi tu ești Spiritul Divin dacă celulele tale sunt pline, nu? Cine altcineva să fie decât Spiritul? Ești plin. E atât de simplu. Și știind că acest Dumnezeu, acest unicul, este perfecțiune, El manifestă perfecțiunea. El manifestă iubirea, care e liantul, da? Care e această substanță care leagă totul. Păi El manifestă perfecțiunea instantaneu, că El e mai mult decât în magia albă din povești. El e mai mult decât poate imagina mintea ca magie de transformare instantanee. Și eu când te-am văzut Spiritul Divin, eu contez aici cum am conștiința la momentul în care mă uit la tine și cu cât mai mult te văd Spiritul Divin, cu cât mai adevărat e în mintea mea imaginea asta a ta, a lui Dumnezeu în fața mea, cu atât corpul tău devine perfect. De ce? De fapt, Dumnezeu pur și simplu se manifestă atunci. Și El ce manifestă? Se manifestă în perfecțiunea Lui. Și instantaneu îți crește mâna, dacă cumva nu o ai, dispare, pentru că dispare orice negativitate, orice durere. Și aici să asociezi negativitatea și durerea cu întunericul. Și pe Dumnezeu să-L asociezi cu lumina. El nu este doar atât. Dar dau un exemplu. Să zicem că avem o cameră fără geamuri, cu ușă care se închide perfect, astfel încât nu se vede nimic. Când ai închis ușa, e beznă, atâta de beznă, deci scoți ochii, deci nu vezi nimic, nu-ți vezi nici mâini, nu vezi nimic, da? Beznă, când zic beznă, în întuneric. Și vin cu un LED, uite atâta de nitidea. Nu se va face o lumină enormă în cameră, dar când aprind LED-ul ăla, atâta de nitidea, deja acolo nu mai avem întuneric, avem o gradație a luminii. Acolo nu mai este întuneric. Întuneric e doar beznă, e negru complet. Clar că a dispărut întunericul. Și cu cât aduc mai multe luminițe, se face și mai lumină. Și din ce în ce mai multă lumină, cu cât aduc mai multe luminițe. Și deja intră și pătrunde spiritul în cameră, da? Pătrunde lumină. Deci avem gradații ale luminii. Adică avem prezența lui Dumnezeu, El oricum e prezent tot timpul, dar în conștiința noastră începem să ne dăm seama gradat că El există. Există și cu cât insiști, cu atât îți umple mai mult corpul și conștiința și mintea. Și îți dai seama la un moment dat, wow, chiar există, uite ce putere are. Când spui ce putere, uite ce putere are, El chiar își manifestă puterea aia pe care tu o vezi, de care tu ai avut revelația, wow, ce putere, atunci o manifestă. Deci când zici perfecțiunea, El manifestă perfecțiunea, pentru că ce se întâmplă? Cum a dispărut întunericul, că dispare întunericul, așa a dispărut orice iluzie de boală, de... Deci aveți grijă de voi. Așa a dispărut orice boală, durere, paralizie, lipsă, disarmonie. Orice disarmonie, cu orice lipsă, orice problemă, boală, durere, e disarmonie. Deci, practic, nu se face vindecarea. Te văd Spiritul Divin manifestat. Știu că ești. Știu. Te-am în viziune ca Spirit Divin. Mă uit la tine și Marius a dispărut. Eu știu că tu ești Spiritul Divin. Așa cum și eu sunt. Suntem toți într-o substanță, dar eu știu că Dumnezeu a ales să se manifeste în acest corp. Perfect. El e perfect. El când manifestă, atinge cu magia Lui și transformă tot în perfecțiune. Și atunci, da, tu ești. Deci asta, ești vindecat atunci, ești perfecțiunea de fapt. Chiar dacă tu în conștiința ta încă nu, oricum ți-ai ridicat nivelul de conștiință, pentru că atunci când spiritul îți umple corpul, îți umple și mintea, tu clar îți ridici nivelul fără să trebuiască să-ți spun eu vreun cuvânt. Că de multe ori eu pot să nu îi explici nimănui nimic și doar să fii în prezența Lui și să vezi Dumnezeu în fața ta. Și Dumnezeu însuși, prin atingerea Lui, prin prezența Lui, e magia care atinge și transformă imediat în perfecțiune, în înțelegere, în înțelepciune, în iubire,
în putere. Deci eu transform în toate atributele lui. Această substanță care se numește Dumnezeu, eu zic substanță, are toate aceste atribute și împreună, în același timp, dacă ne putem exprima astfel. În el, de fapt, nici nu există timpul și spațiu. Că dacă ar exista timpul și spațiu, înseamnă că ar fi niște goluri. Deci, el umple tot, el este instantaneu în toate părțile lui și în toate aspectele lui. În întreaga infinitate, e instantaneu. Ce înseamnă să fii fericit? Înseamnă să ai liniștea. Să știi că Dumnezeu locuiește, că corpul ăsta este Dumnezeu, că mintea asta este Dumnezeu, că vibrațiile sunetului pe care tu le scoți sunt Dumnezeu. Și să știi că ești, plutești în această substanță și că El este absolut, puterea absolută, este inteligența absolută, este iubirea absolută. Și atunci apare o stare de relaxare, atât de ca o libertate, ca și cum te-ai dizolva în El. Și pur și simplu e o pace și o liniște interioară. Și atunci nu mai apare, dispare orice aspect de ego, pur și simplu nu mai ai niciun crâncenare, niciun mușchi care să se încordeze. Asta e, din punctul meu de vedere, starea de fericire. Cum obțin această stare? Mentalizând. Asta e tehnica mea. Sunt alții care simt întâi. Eu întâi mentalizez. Întâi mă gândesc la aspectul ăsta. Atâta timp cât eu n-am creat corpul, că dacă îl cream, puteam să mai creez încă 10 pe lângă mine, l-a creat Dumnezeu. Corpul ăsta e Dumnezeu, el e în fiecare celulă, el este tot în jurul meu, el este substanță. Eu sunt totul. Și când cumva se expandează, atunci te expandezi cu totul, ca și cum picătura din mare își dă voie să nu-și mai pună niște limite imaginare, ca și cum ar fi o picătură. Își dă voie să fie ocean. Își dă voie să fie oceanul, da. Să fie apa care plutește în apă. Și atunci Dumnezeu se manifestă. Instantaneu se manifestă. Eu am experimentat pe pielea mea. Recunosc că nu reușesc tot timpul. Alunec în separare, alunec în uitare. Mai am în subconștient părți din mine care egotice. Dar la fel, vine și mai dă câte o... Deci, la mine se întâmplă instantaneu. Cum îmi dă câte una după cap? Păi, mă apuc o țepenitură de spate, gândesc ceva. Mă cert cu cineva în mintea mea. Exemplu de acum 3 săptămâni. Păi, dar mă certam cu omul ăla, în trafic era cineva care a blocat circulația. Clar că am uitat. În momentul ăla m-am lăsat în dualitate. Dar m-am întors la birou și în continuare făceam treaba. Și mă certam cu omul ăla în gândul meu. Mă înțepeni în spatele, dar instantaneu. Deci, de fapt, m-a trezit că eu stăteam într-un vis al certurilor în mintea mea, într-un vis iluzoriu. Deci zici că mi-a dat una după cap, nu tare. Deci m-a înțepenit așa, ușurel. Hop! Imediat, instantaneu mi-am dat seama, în același moment. Ai, ce gânduri aveam! Mi-am retras atenția de la gândul ăla imediat. Ce mi-am dat seama, că mi-am dat seama, zic, ia uite, de asta mi-a dat durerea asta. Și imediat mi-am întors atenția către, ok, Spiritul este cel care face totul, este perfecțiune. Eu plutesc în El și El mi-a dat voie să locuiesc în acest trup al Lui, în această minte a Lui, în aceste simțuri ale Lui. Și chiar El este tot ceea ce mișcă și imediat am avut o stare de relaxare și s-a schimbat inclusiv starea mea de spirit, evident că e magia care atinge, imediat schimbă. Mi-a dispărut, instantaneu mi-a dispărut blocajul. Am mai avut o provocare, acum vreo lună și 2 săptămâni. Eu înainte, ani de zile, mulți în urmă, aveam migrene și aveam ketoprofen întotdeauna la mine. De data asta, era 12 noaptea. M-am dus frumușel în pat și am zis așa, ok, dacă până acum mi-a reușit și am văzut și pe alții spirit divin în manifestare și le-au trecut unele lucruri, unuia i-a scăzut tensiunea, unuia i-a trecut durerea de măsea, unuia i-a trecut mai nu știu ce. Mi-a trecut și mie altă dată. Sigur, asta poate să treacă. Dar aici a fost un prag pentru mine. M-am întins în pat și am început să mentalizez cu ochii deschiși, după aia cu ochii închiși. Nu mai puteam mentaliza. Deci,
Acolo ego-ul clar că s-a agățat, cred că așa cu ghearele, s-a agățat și ce-a zis, aoleu, de data asta nu te mai las să-mi scapi. Și, da, e ca drăgușorul care, cu codița, ha! Deci am insistat, mi-am adus aminte de ce spunea în Biblie, ține pocalul sus ca Ilie până când se umple. Am zis, de data asta nu mă las. Și nu m-am lăsat, dar au durat 3 ore. 3 ore încărcat. Deci, cu fiecare minut care trecea, eram și mai perseverentă. Și am zis, spiritul este totul. Eu sunt spiritul. Curge prin mine, în mine, din mine și peste tot în jurul meu, până am reușit. Deci nu mai reușeam să mentalizez. Nu mai reușeam să simt. Că eu când mentalizez, imediat și simt. Așa e mai ușor la mine. Repet, alții întâi simt și după aia mentalizează. Și la un moment dat am început să simt. Cum, ca și cum aș dizolva, asta e senzația pe care o am. Și am zis, bun, în sfârșit, am lăsat Spiritul Divin să manifeste. Încă mă durea capul, tare, îmi venea să vomit, așa de tare mă durea. Și am zis, ok, răbdare, încetișor, că se întâmplă. Dumnezeu chiar vine și se manifestă, pentru că El își dorește asta, că altfel n-aș fi avut perseverența asta, că dacă perseverența și voința nu-s divine, nu le ai. Nu ți-apar. Deci totul trebuie să fie din natură divină. Ca să fie atingerea divină. Și mi-am dat seama că El își dorește binele în acest corp. Și pe măsură ce treceau minutele, deci am mai trecut vreo jumătate de oră, după aia, știți cum? Mi-a luat cu mâna. De ca și cum n-aș fi avut nimic. Și am dat exemplul ăsta a prietenei mele care a făcut o treabă de genul ăsta, are o durere în piept și a făcut o treabă de genul ăsta de mai multe ori și nu a reușit. A, dacă să vă zic ce am pățit în alea 3 ore. Deci ce îmi venea în minte? Știam sigur, deci am învățat deja, că dacă cedez în orice moment și mă duc să iau pastilă, că venea zvomii de durere, dacă cedez, voi crea acel obicei al subconștientului meu, ca de fiecare dată când eu voi persevera să fac ceva, nu voi reuși. Pentru că eu urma să cedez, nu să iau o pastilă. Și dacă faci asta, deci de fiecare dată când voi persevera 2 ore, că eu mă gândeam cu fiecare minut, după 2 ore încă mă gândeam, oare să iau, să-mi iau? Nu iau. Nu iau pentru că când voi avea altă dată această intenție să mi-ating un scop, va trebui 2 ore să lucrez și după 2 ore abia o iau de la start. Deci cumva eu cream un obicei acum. Am creat un obicei subconștient și pe măsură ce trecea timpul, ziceam cu siguranță, nu? Ego-ul trebuie să dispară. Și nu mi-am întrebat atenția. Nu mi îndreptăm atenția către ego, ci către prezența divină. Pentru că noi nu putem să ne îndreptăm atenția în două locuri în același timp. Doar într-o direcție. Când ți-ai îndreptat atenția într-o direcție, restul dispare. Nu, dispare că mai e ceva pe lângă, dar nu-i. Restul dispare. Deci, când mi-am îndreptat atenția către Dumnezeu, doar El exista pentru mine în momentul ăla. Bineînțeles că mai reveneam din cauza durerii, iar reveneam pe ego, pe mintea mea și îmi ziceam, trebuie să rezist. Dar cine zicea că trebuie să rezist? Alina zicea trebuie să rezist. Pentru că Dumnezeu, dacă... Deci era clar că m-am luptat. A luptat acolo Alina ego-ul cu sinele. Slavă Domnului că Dumnezeu are puterea asta de manifestă inclusiv această perseverență și această lumină, să zicem. Îți luminează mintea, claritate mentală. Și am avut și puterea dată de El, că El și-a manifestat-o, că altfel nu aveam cum să... Altfel luam pastilă din prima. Am avut puterea Lui pe care a manifestat-o prin mine și pur și simplu am creat o nouă credință, un nou obicei, un nou lucru foarte fain, cum că acolo am adus un gram din credința aia despre care vorbește Iisus, din bobul ăla de muștar. Un gram, adică o bucățică mică din bobul ăla l-am adus și l-am stabilizat. Și încă cu fiecare pas care acum e mult mai ușor. Deci după aia a fost un prag.
Dar acum, după ce au trecut, au mai trecut zile, am mai făcut, a fost mult mai simplu, mult mai ușor, cu foarte multe alte lucruri. Și pe măsură ce am mai practicat, adică am simțit că Dumnezeu este, asta practic. Asta e singura practică. El este totul. Mentalizez în continuu. Nu spun că mai am dimineți, de exemplu, când mă trezesc, că prima dată când mă trezesc, asta zic. Asta mentalizez, asta zic, îmi zic și spun, pentru că cuvintele au o anumită încărcătură, cuvintul creează, iar cuvântul clar, dacă îl rostesc, este cuvântul Dumnezeu care îl rostesc. Asta și mentalizez. Că nu îl rostesc eu, Alina, că îl rostește el prin mine. Și în fiecare dimineață fac asta. Și noaptea când mă culc, pentru că e starea aia de transă în care mintea se unifică, conștient, subconștient, supraconștient, și el intră într-un fel de transă hipnotică. Și atunci credințele se așează mult mai ușor. Mai am dimineți când mă trezesc și nu simt. Mentalizez ca un roboțel și îmi dau seama, mă observ că mentalizez ca un roboțel lucrurile astea și insist și pe măsură ce trece timpul mi este mai ușor. Deci ajung să simt. Simt în corp. Întâi mentalizez și după aia simt în corp. De fapt, la un moment dat, chiar mă simt substanța. Mă simt una cu substanța. Nu mai îmi pierde din minte șablonul ăsta al corpului, cu degete, cu mâini, cu picioare, cu celule. Așa cum obțin cum se scapă de ego? Cum se scapă de ego? Neîndreptându-ți atenția către el. Îndreptându-ți atenția doar către sinea divinătății. Deci, cumva, asta e cheia. Iisus, tot revin la Iisus pentru că, din punctul meu de vedere, este unul din maestrii iluminați cei mai puternici, care a transmis cea mai ușoară învățătură și exemplificată. El zice că, el zice, din câte știm noi, din Biblie, în momentul în care știi că Dumnezeu este în tine și afirmi, pentru că El a afirmat chiar și înainte de transformarea la față, când era Iisus, El a afirmat lucrul ăsta. Deși poate nu l-a crezut, americanii au o vorbă. Pretinde până când se întâmplă. Pretinzi, în prima fază ți se pare o minciună, cum ziceam eu mai devreme, că momentan mi se pare o minciună că eu sunt Dumnezeu. Știu la nivel logic, dar nu simt. Da, pe măsură ce afirm lucrul ăsta gândindu-te la El, că El este Cel care vorbește. El este corpul. Nu că eu, Alina, sunt Dumnezeu. Că asta e minciună, într-adevăr.